Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere, etalare la cerere despre mesaje, gânduri, energii. Rămâne de văzut cum o să fac această etalare între voi, părinți și copii care sunt la distanță sau între voi, copii și părinții care sunt la distanță. Este prima oară când fac acest gen de etalare, vă rog din tot sufletul, spuneți-mi cum rezonați, cum sunt energiile, din ce voi spune se potrivește vieții voastre personale și dacă vă place această etalare, spuneți-mi să o fac, să o restructurez, mai am câteva idei de cum aș putea să vin în folosul vostru, în ajutorul vostru. Deci, o situație între părinți și copil în separare. Acum, aveți trei variante pe care trebuie să le alegeți. Evident, 1, 2 și 3. Da? Uitați-vă bine la aceste imagini. Ah, e camera mea, nu știu cum să o îndrept. Da, puteți să puneți pauză, eu va trebui să aranjez încă o dată. Tocmai fixase în camera poziția. În fine, da? Sper să stea. Vă puneți pauză, vă gândiți, vă alegeți ce vreți. Ce vreți, eu îmi iau cărțile, le pun deoparte pe celelalte și, dragii mei, hai să vedem ce și cum. Am așezat cărțile, au fost foarte intense, mi-a trebuit o pauză să mă liniștesc. Încep cu numărul 1. Toate foarte intense. Numărul 1, cei care ați ales justiția. Și pentru că nu mi-am pus întâmplător cărțile. Mesajul vine din partea copilului. Este o energie care vine cu precădere din partea copilului. Evident că poate să fie și invers. Dar pentru că așa am gândit eu, așa am organizat, mesajul vine din partea copilului. Pentru unii dintre voi care v-ați ales această carte, repet, se leagă de justiție. Justiția trebuie să se facă într-o situație în care copilul... ce mesaj vine! Probabil că trebuie să alegeți care părinte va ține acest copil. Că e mic, că e mare, nu contează, doar imaginea copilului, că doar știți engleză child, da? Este copilul. Unii dintre voi sunteți în tribunal. Asta nu venise mai devreme, ideea acum vine. Unii dintre voi, pentru că v-ați ales justiția, aveți probleme în tribunal în legătură cu separarea care este între voi și, eu știu, și celălalt eventual și care va păstra copilul. Eventual, copilul trebuie să spună ceva, copilul își cere justiție divină în legătură cu separarea lui față de părinți, evident dacă este mai mare, sau dacă este suficient de mare cât să se exprime. E o situație emoțională și poate unii dintre voi aveți planete în balanță, pentru că e justiția, unii dintre voi aveți planete în scorpion sau în berbec, nu obligatoriu, dar posibil, și leu, Vedeți cum rezonați de la aceste prime idei și apoi ascultați până la sfârșit. Dacă nu rezonați, alegeți altă carte, altă poziție. Ce-ar mai fi de spus? Justiția. Maat este o zeiță care ține de intuiție, de lună, de feminitate. Este o latură a feminității și a maternității mai specială. Aici este aleasă pentru a reprezenta justiția. Justiția în casa a 8-a, care pentru mine reprezintă casa căsătorilor, dar și a morții și reînvierii, a transformării. Aici trebuie să se transforme eventual copilul, părinții și aici trebuie să se facă justiție. Rămâne de văzut ce alte mesaje mai vin. O softez pentru că simt energiile foarte intense. Energia dintre voi este Pluto. Pluto, casa 8-a, interesant cum se leagă, casa 8-a scorpionului, morții și reînvierii, transformării, obsesiilor, atașamentelor foarte intense dintre mamă și copil sau copil și părinți. Da? Sunt niște aspecte clar pentru unii în casa 8-a, a 1-i, legătura între copil și voi. Pluto înseamnă răni din vieța anterioare care trebuie vindecate în această viață. Acum, ia uite, fenomenal, da? Justiția apare de două ori. Un divorț pentru unii. Un divorț, nu pentru toată lumea, dar pentru unii clar este un divorț. Balanță, semn de foc, semn de aer, iar semn de apă. Posibil pentru unii, zic posibil pentru că este o etalare colectivă și vedeți cum rezonează. Pentru unii, bărbatul, tatăl, are, pentru că e mai aproape de justiție, are niște contracte care îl țin departe, 6 de spade, este o călătorie peste o apă, cel puțin departe de mamă. Și atunci separarea dintre părinți afectează copilul. Copilul ce își dorește? Evident, își dorește această justiție, echilibrare a situației, își dorește ca tatăl să vină înspre mamă, eventual. Repet, sunt niște chestiuni pentru unii care se discută în tribunal. Ar trebui să le clarific, dar deja mai am alte cărți de transmis, alte mesaje. Copilul, eu așa simt în acest moment, copilul simte că această justiție divină, mai ales că am vorbit mai devreme de mamă și apare regina de cupe, o energie maternă, emoțională, profundă, Pluto, Pluto în Scorpion sau, sau cine știe ce alte aspecte în Scorpion sau în semne de apă. Copilul își dorește să se facă această justiție cum? Aducând părinții unul lângă altul, pentru că e o distanță, este o călătorie și își dorește să se facă această călătorie ca să-și apropie. Eventual, dacă există un părinte dominator, își dorește să vină și să se manifeste în latura sa emoțională, hrănitoare, protectoare, pentru că este posibil ca pentru unii să fie o energie masculină dominatoare, rece, distantă. Distantă și rece este și justiția, 6 de spade, iar este cartea de spade, reprezintă o răceală emoțională, o detașare emoțională și își dorește copilul ca acest părinte să se manifeste într-un mod mult mai emoțional, că e Pluto, regina de cupe, și așa gândește copilul că se poate face justiția în viața sa. Este o gândire la nivel de subconștient, mai ales că a apărut Pluto. Ce apare? Trust. Aveți încredere. Aveți încredere în sentimentele și că sentimentele și visele voastre vă ghidează către cariera voastră. Repet, pentru unii posibil niște contracte, cariera, ambiția unui părinte, nu e obligatoriu să fie bărbat, dar în mod special a unui bărbat, ambiția unuia îl separă de celălalt părinte care este mai emoțional. Însă copilul are încredere că se va face această justiție și vor veni unul lângă celălalt. Are această încredere. Deci, zic copilul, evident că poate să fie invers, dar subiectul principal este copilul în această prezentare. Apare iar iepurașul și licuriciul. Iepurașul care reprezintă 4 de pământ, da, 4 și 4, ia uite, casa a 4-a. A familiei, a mamei. Apare iepurașul și licuriciu. Pe de-o parte, pentru că în acest moment și pentru că ați ales această carte sau această set de cărți care se concentrează mai mult pe copil, pe de-o parte simt un mesaj că acest copil este temător pentru ziua de mâine. Este temător din cauza acestor șabloane. S-au creat niște șabloane și se uită în zare și încearcă să spere cu acest licurici. Încearcă să spere. Da, a apărut și încredere, da? Trust. Să spere că va fi lumină la un moment dat în acest întuneric prin care trece. Nu este cel mai curajos iepurașul dintre animalele care sunt, da? Însă, partea frumoasă este că la nivel de comunicare, măcar emoțională, subtilă, am zis vise, puteți să comunicați prin vise, comunicare, pentru că aveți aer și iar apare aer, există această speranță că se va găsi o soluție, va veni această lumină interesantă, da? Lumină licuriciu care face în întuneric, transmite niște semnale, probabil primește niște semnale pe care intuitiv acest copil și speră. Și speră că va veni lumina, da? Că va veni lumina asupra lui. Sau unul din părinte poate să speră că va avea parte de copil în acest divorț, în această separare. Puf, ce etalare! E prima oară când fac și mă simt foarte încărcată. Vă rog din tot sufletul, transmiteți-mi cât rezonează în viața voastră. În continuare, apare asul de monede și 6 de cupe. 6 de cupe care ține mai mult de o energie a trecutului, dar nu obligatoriu. 6 de cupe și... Deci nevoia de a începe un nou proiect. Repet, pentru unii, tatăl sau energia masculină, că și femeile pot fi în energie masculină, s-a concentrat pe niște contracte care să aducă bani în casă și s-a separat cu această distanță de mamă, de cuplu, mama copil, da? 6 de cupe. Însă, se dorește eventual 6 de cupe înseamnă și împăcare, pentru că e o legătură foarte profundă între voi. Copilul își dorește, evident, dacă acesta ar fi gândul copilului, își dorește împăcarea voastră. Își dorește să începeți o nouă etapă. Asul de monede este o nouă etapă în relația voastră, în care comunicați de la suflet la suflet, vindecați această rană emoțională, e o vindecare, ofertă, da? Asul de monede și el vine cu ceva tangibil. Dacă unul dintre voi a plecat undeva la o distanță pentru niște contracte, copilul își dorește să revină. Este foarte delicată situația copiilor despărțiți de părinți, pentru că, dragii mei părinți, copilul va prelua acest șablon și îl va manifesta în relațiile viitoare și își va atrage, și bănuiesc că nu vreți acest lucru, își va atrage relații în care nu va fi pe lungă durată. Se va despărți din cauza acestui clișeu deja format. Ia uite, exprimă-ți dragostea prin cadouri și te iubesc. Și te iubesc. Dacă acest copil pe care voi ați ales imaginea justiției, dar n-ați știut că este legat de copil, dacă acest copil ar putea să vă transmită, cei care ascultați v-ar transmite că vă iubește și că își dorește să o ofere. Ia uite, dragoste, dragoste, 6 de cupe, I love you, te iubesc, asta înseamnă regina de cupe, o stare emoțională, asta este finalul, da? Celelalte au plecat de la justiție, de la o stare de mental, de rațiune. Bine, diferă și vârsta copilului, dar dacă este suficient de mare, își dorește, repet, vindecarea, împăcarea sau împăcarea într-un anume fel, suficient cât să vă puteți spune că vă iubiți, cât să vă puteți dărui aceste cadouri, iar este se aseamănă într-un fel imagine. Cineva dăruiește din inimă la 6 de cupe, da? Eventual partea feminină, dar nu obligatoriu. Și aici altcineva dăruiește din inimă un cadou. Aici este partea masculină, bărbatul. Dacă bărbatul vine, ar trebui să vină cu un cadou, cu un gest că doar și-a dorit bani, asul de monede, să asigure stabilitate pentru ziua de mâine, da? Și să spună aceste cuvinte. Cui trebuie? Mamei, copilului? Depinde cine ascultă. Exprimă-ți dragostea prin cadouri. Și cadourile, știți, dacă sunt din partea copiilor, sunt absolut insignifiante, dar pline de încărcătură emoțională. 19-20, e frumos, este o evoluție. În momentul în care se va face această ofertă, va veni și mesajul, declarația de dragoste. Aveți nevoie să spuneți copilului că-l iubiți. Copilul are nevoie să audă aceste cuvinte. Aveți nevoie să faceți aceste gesturi, nu doar obiectele în sine, dar să le însoțiți de declarațiile verbale, pentru că apare, da? Apare și licuriciu. Aduceți această lumină prin comunicare. Orice ambiție a trecutului ar trebui depășită în acest context. Și dacă a fost egoul cuiva, ar trebui vindecat cu regina de cupe și 6 de cupe. Ce alte mesaje ar dori să vă transmită? Știu că sunt dificil, am niște mesaje care sunt pentru relații bărbat-femeie, dar încerc să le adaptez acum copiilor. Știu că sunt dificil, dar te rog, ai răbdare cu mine. Foarte posibil, așa simt, că un părinte spune copilului, poate și copilul să fie dificil, pentru că apare Pluto, Pluto care ascunde emoțiile. Din cauza situației pe care o trăiți, posibil nici copilul nu se exprimă, de-aia apar aceste cărți. Încerca să-l învăța să se exprime, altfel va fi o persoană foarte închisă, care nu-și va arăta emoțiile din cauza acestei situații. Știu că sunt dificil, te rog, ai grijă cu mine, ai răbdare cu mine. Poate să fie și părintele care spune copilului să aibă răbdare că o să vină. Că sunt niște situații ciudate, dificile, pe care copilul nu le poate înțelege, care ține de ambiție, de justiție, de tribunal, de contracte, de chestii profesionale, pe care copilul eventual nu le poate înțelege, pentru că își dorește, evident, un părinte emoțional, blând, hrănitor, răbdător, tandru, are nevoie de exprimare, da? Emoțională. Această nevoie de exprimare emoțională e confirmată de mai multe cărți, da? I wish you were with me here. Îmi doresc să fii aici cu mine. Copilul își dorește să fie aici, în mod special cu mama, așa simt, pentru că simt o energie maternă foarte intensă. Dacă tatăl este separat, undeva în subconștient, că e Pluto, își dorește împăcarea părinților. Justiția a apărut de 2 ori. Și 6 de cupe înseamnă împăcare. Deci este o chestiune de divorț, de separare, de lucruri legale. Dar undeva în subconștient rămâne această dorință. Ca voi să fiți aici lângă el. Și nu vreau să te pierd. Nu vreau să te pierd. Dacă sunteți în discuții cine să păstreze copilul, transmiteți aceste cuvinte copilului. Să știe, chiar dacă va rămâne cu un părinte, trebuie să știe că nu vreți să-l pierdeți, că-l iubiți, că vă doriți să fie cu voi, să aibă răbdare. Evident, mesajele acestea pot să varieze. Încercați și vedeți cum le adaptați la viața voastră. Nu pot să vorbesc mai mult pentru că simt o încărcătură foarte intensă la fiecare set de cărți. Și am nevoie și de confirmarea voastră pentru etalările următoare. Dragii mei, cam atât. Pentru cei care ați ales numărul 1, cam atât. Oricum, nu uitați că aveți încredere și copilul are încredere și voi trebuie să aveți încredere că veți rezolva problema și pentru satisfacția copilului. Ok. Numărul 2. Numărul 2. Cei care ați ales această imagine. Cei care ați ales această imagine. Vedeți dacă se potrivește din primele prezentări, dacă nu, vă mai alegeți încă o dată. Cei care ați ales această imagine, sunteți concentrați pe partea paternă a situației. Probabil că tatăl este mai afectat, tatăl speră sau tot ce voi povesti va rezona mai mult cu latura masculină, nu neapărat tatăl, poate să fie și femeie care își asumă această latură de tată sau aceste calități paterne. Însă ține mai mult de energia masculină. Pentru unii posibil, pentru că stea înseamnă speranță. Tatăl speră că lucrurile vor merge bine, că se va întoarce. Pentru că steaua este o energie de neatins, este o călătorie de destin, posibil pentru unii tatăl să fie plecat la drum Așa a fost destinul, ca să-și împlinească un destin, ceva, iar poate să varieze. Pentru unii, tatăl este imaginea paternă este foarte importantă. Vedem ce alte cărți mai apar. Lilith, oh, ambiție. Lilith înseamnă ambiție, înseamnă anti-mama. Depinde în ce casă pică. Dar probabil că aveți Lilith în vărsător sau Lilith în taur sau în berbec și vă fac foarte ambițioși, femei, bărbați, nu contează. Și aici este o problemă. Lilith. Lilith, am zis, este anti-mama, pentru că este luna neagră. Reprezintă mai mult ambiții, am zis, destin. Vedem și ce alte cărți apar. Obsesii de diferite feluri. Haideți să vedem ce cărți apar. Am zis că sunt niște obsesii, niște situații toxice, da? Apare valetul de spade, lumea, 3 de spade invers, slavă Domnului, și diavolul invers, iar slavă Domnului. Dacă tatăl a fost într-o relație toxică care a dus răni cuiva, familiei, soției, copilului, aceste două cărți au venit invers. Cine ascultă această etalare speră că acest tată, într-un fel sau altul, va vindeca aceste obsesii. Lilith, am zis, poate să fie obsesie, depinde unde pică, pentru sex, pentru carieră, pentru adicție, da? Obsesii, da? Vedeți, Lilith e soția diavolului, într-un fel sau altul. Dar cărțile slavă Domnului au venit invers și este bine, înseamnă cu această lume o încheiere de capitol, că se dorește. Poate că vă și rugați cu steaua, vă și rugați să începeți o nouă etapă în care vă eliberați de aceste energii toxice. Se dorește comunicare la maximum, pentru că sunteți la distanță și steaua și lumea vorbește despre o distanță mare, mare, peste hotare și multe hotare. Cofi semn de aer, cofi capricorn, cofi vărsător. Sunt multe posibilități. Sunt alte semne, gemeni, balanță. Vărsător apare de 2 ori. Leu, taur, scorpion, vărsător iar apare. Vărsător apare de mai multe ori. Însă se dorește comunicarea. Poate că s-a și spionat cu acest Lilith într-o anumită formă, pe Facebook, pe diferite căi, s-a încercat să se afle o posibilitate de a comunica și de a elibera pe cineva de adicții. Clar, niște adicții, obsesii ale unui părinte, posibil tată, să vă separe, să vă fi separat de restul familiei. Dar apare această minunată carte pe care ați ales-o, steaua. Steaua înseamnă speranță, credință, rugăciune. Chiar dacă este un destin, este o lecție. Lumea, în varianta asta, în picioare, înseamnă că v-ați înțeles sau cineva a înțeles această lecție. Sau trebuie să o înțeleagă, urmează, Doamne ajută. Uf! Ce cărți au mai venit? Ia uite. Interesant, am lăsat și cărțile așa cum au venit. A venit, vorbiți limbajul dragostei invers. Cineva n-a știut, apropo de comunicare, să vorbească din dragoste, ci mai mult din ambiție, din dorința de control, de a domina, cu Lilith și cu împăratul. Împăratul știm foarte bine că este dominator, își dorește controlul, își dorește să se impună, își dorește să se respecte regulile sale, bune sau rele, și asta creează toxicitate. Altă variantă a diavolului, da? Și evident răni. Din cauza că nu s-a vorbit comunicare din suflet, da? A venit cartea invers și am lăsat-o. Acum, dacă vreți să manifestați iertare, manifestați că a venit iertare. Iertați situația. Nimic nu se câștigă ținând, evident, la dezamăgirile trecutului, ținând rachiună. Iertați și eventual întoarceți cartea invers și învățați să comunicați din suflet. Pentru că vorbim totuși de un copil separat de părinți, comunicați și în felul în care un copil are nevoie de comunicare. Puneți-vă un pic în mintea copilului sau, mai bine zis, lăsați copilul interior din voi să se manifeste în fața copilului vostru, că de-aia aveți copii. Ca să vă aduceți aminte de copilul interior și să vă aduceți aminte ce ați avut voi nevoie. Poate și voi, într-un fel sau altul, ați trăit situația asemănătoare în viață, de le manifestați acum. Învățați, iertați, învățați lumea, da? Eliberați-vă de toxicități. Sunt multe mesaje, poate. Zic poate, pentru că sunt multe mesaje și o etalare colectivă. Și acum a venit acest mesaj, în timp ce mă uitam la cărți, un alt mesaj. Pentru unii, tatăl simte că a trăit într-o relație toxică și vrea să pună capăt acestei relații, să înceapă un nou capitol. Are speranță că, iertând acest capitol, își va manifesta o nouă direcție în viață, se va ridica deasupra unor situații. Este foarte posibil, pentru că vorbim de tată, da? O situație eventual, nu obligatoriu, dar eventual, în care văd Capricorn, Taur, Berbec și semn de aer. Încercați să vă găsiți poziția printre mesaje. În continuare, mamă, deci am o încărcătură de nu pot să vă spun. 10 de aer, libelula și unicornul. Libelula, care în cartea pe care am primit-o reprezintă o energie destul de ușuratică. Dacă unul dintre voi a avut niște adicții, nu obligatoriu tatăl, dar unul dintre voi a avut niște adicții, a creat nu doar răni, a creat perioade de trădări, cicluri de trădări, pentru că e 10 de spade și 3 de spade. Însă în acest moment se dorește iertare și eliberarea. Și asta se poate face sperând, iau-te, două cărți, iertând și anticipând un alt fel de viitor, chiar dacă e separat. Chiar dacă e separat, uneori decât să stați într-o energie toxică, mai bine vă separați. Dar trebuie să comunicați cu copilul într-un anume fel, da? De la suflet la suflet, pe măsura înțelegerii lui, trebuie să comunicați. 3 și cu 5, 8, interesant, dar 8 înseamnă transformare, casa scorpionului, ca să transformați niște răni, aceste răni să le vindecați, că asta înseamnă transformare. Trebuie să vă eliberați de aceste atitudini, pentru unii ușuratice, că asta este dragonfly, libelula, nu este o energie consistentă. Este destul de imatură cu valetul de spade și libelula și această imaturitate a unuia creează rănile întregii familii. Și repet, decât să stați într-o energie negativă, copilul va prelua șabloanele. Mai bine separați-vă, iertați-vă și comunicați, păstrați această comunicare cu copilul, dar sănătoasă, din suflet. Ca să, în momentul în care vă eliberați, cine vrea să se elibereze, tatăl sau oricine, cine vrea să se elibereze, pentru că e lumea început de nou capitol, speră, iar unicornul anticipează, este chakra a 6-a, al 3-lea ochi, anticipează o altă energie sănătoasă într-o nouă direcție, eventual cu altcineva, posibil. Și în momentul în care te conectezi la această energie pozitivă, în care vezi, da, vezi, între cele două coarne începe să apară înțelegerea, viziunea. Interesant că împăratul are coarne. Și are coarne de cerb, interesant, de cerb, de Capricorn, cum ar fi vorba. În momentul în care începe să vadă, într-un anume context, într-o relație cu cineva care inspiră sau ceva ascultă și inspiră, înțelege anumite lucruri despre care am vorbit acum, iertare, eliberare de toxicitate și așa mai departe. Ce ar mai fi de spus? 8 de foc și 7 de apă. Iar tot pe aceeași verticală, deși 7 de apă ține de trecut mai mult. 8 de foc ține mai mult de prezent. Se dorește, se speră, 8 de foc speră. Sunt niște aripi, e un înger de foc. Se speră, interesant că tot a fost ieri Sfântul Mihail și Gabriel, poate ar fi bine să vă conectați la Sfântul Mihail și Gabriel. Și să comunicați, pentru că înseamnă comunicare, în spirit, iar în spirit, ia uite, parcă ar fi aici, da? În spirit, să comunicați. În așa fel, încât să vedeți lucrurile altfel, dintr-un punct de vedere spiritual. Într-un trecut a fost 7 de apă, o stare de confuzie, de visare, poate că au fost opțiuni cu acest diavol, cineva a avut toxicități, tentații, multe, multe. Diavolul înseamnă foarte multe. Chiar dacă nu sunt tentații, poate să fie codependență, puteți să fiți extrem de fideli, dar cum întrebarea este de ce sunteți fideli? Pentru că se creează această dependență de celălalt, de niște și nici măcar de celălalt, de aceste lanțuri, de legăturile karmice. Sunt multe. Cine a mai ascultat mai știe. Cine ascultă prima oară sau, eu știu, e la început de tarot, poate că nu înțelege, dar sper să transmit măcar acum, pe scurt, ce este esențial. 7 de cupe ține mai mult de o confuzie, de o imaturitate, pentru că aveți valetul de spade și 10 de spade care a crezut lipsă de comunicare din suflet, da? Mai mult o stare de visare, iluzii. Însă, ca să ieșiți din confuzie, trebuie să treceți la acțiune, să comunicați. Se vede și la valetul de spade, dar cu înțelepciune. Pentru că valetul de spade nu e foarte înțelept, este imatur. Dar în momentul în care are luna, iar semnul lui Saturn, Saturn, varianta superioară, profesorul care e deasupra lumii, da? În momentul în care acest valet își înțelege lecția, deja devine profesor, se ridică. Își înțelege destinul și poate să comunice cu iertare, cu înțelepciune, cu detașare de acele toxicități. Rămâne de văzut cine reprezintă acele toxicități. V-am zis, mă încarcă atât de mult această etalare, așa că vă rog din suflet să mă înțelegeți, să vă alegeți mesajele și să-mi transmiteți ce și cum a rezonat cu voi. Apare în continuare timp de decizie. Trebuie să luați o decizie bazată pe inimă, pe ceea ce vă doriți cu adevărat, mai ales Tatăl. Pentru că am zis, etalarea în mod special se referă la Tatăl. Da. Sau cine se gândește la soț. Poate sunteți mama și vă gândiți la soț care a plecat, care eu știu ce a mai făcut, da? Alegeți. Dacă acest om a trebuit să aleagă între inima sa și adicții, înțelegeți-vă, oamenilor. Înțelegeți că uneori nu suntem sortiți până la capătul vieții și decât să stați într-o relație de codependență care creează toxicitate, chiar dacă nu se duce cu X, cu Y. Da? Se creează aceste lanțuri. Voi nu vreți. Fiți sinceri. Iertați. Și încercați să nu mai manifestați aceste lanțuri, că aceste lanțuri se pot manifesta chiar și dacă sunteți separați. În momentul în care rămâneți obsedați, că trebuie să se întoarcă la copil. Măi, destinul e destin. Voi sperați eventual că veți găsi lumina cu acest unicorn, oricine, că iertați, aici este, 2 și cu 9. Ce înseamnă? 11. Flacăra geamănă. Există relații, suflete karmice și suflete darmice, suflete perechi. Dar trebuie să înțelegeți, trebuie să ieșiți din această poveste. Care o-ți fi, care o-ți asculta. Iertați, ca să puteți să creșteți spiritual, să vă eliberați de aceste lanțuri. Mă bucur că au venit cărțile invers. Oh, Doamne, ce alte cărți au venit? You are everything I ever wanted. Ești tot ce mi-am dorit. Eventual, tatăl, chiar dacă își alege altă direcție, trebuie să transmită copilului, că am zis copil și părinți în separare, că este tot ce și-a dorit. acest copil, pentru ca acest copil să nu rămână în imposibilitatea de a se exprima din dragoste din cauza problemelor voastre. Trebuie să încercați să-l vindecați și voi și copilul vostru interior se vindecă în momentul în care vă vindecați copilul și copilul poate să înțeleagă multe. Pentru că este un spirit, nu este doar un copilaj fără minte și fără înțelegere, da? Mă gândesc să fac o ofertă. I'm thinking about making you an offer. O ofertă de iertare. Rămâne de văzut ce fel de ofertă. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Și mai este încă un mesaj. You are my dream come true. I am shocked at your existence in my life. Ești, cu alte cuvinte, ești un vis care a devenit realitate. Sunt șocat sau șocată de existența ta în viața mea. Pe de o parte simt două mesaje. Pe de o parte, acest tată, în mod special, sau părinte, poate să fie și mamă în varianta sa masculină, este șocat, a fost șocată de existența acestui copil, da? Care i-a dat într-un fel sau altul stilul de viață peste cap, l-a maturizat, asta a fost adus la maturizare și la o schimbare de atitudine. Dacă inițial personajul a fost mai mult obsedat de control, de ce am zis mai devreme, această situație de familie îi obligă să-și schimbe atitudinea față, nu doar față de familie, nu doar față de copil, față de întreaga sa existență. Apoi mai este încă un alt mesaj cu această stea și acest unicorn și iertare și lecție. Lecție învățată, nu neapărat în păcare, lecție învățată. Simt că pentru unii există, a apărut cineva în viață, pentru unii, care inspiră într-o nouă direcție, înspre urmarea destinului. Și atunci, dragii mei, de ce să stea cineva într-o relație toxică? Nu știu pentru cine vorbesc. Vă rog frumos să-mi transmiteți mesajele. Și vă rog să faceți, să selectați care se potrivesc cu voi și care nu. Pentru că nu tot ce zic este pentru o singură persoană, se leagă într-o singură poveste. Sunt diferite, da? Acum am zis, e această stea, e acest unicorn, un personaj care inspiră și 8 de bâte. Și lumea e un profesor. Există cineva care inspiră acest tată să-și urmeze destinul și voi trebuie să înțelegeți, repet, că decât să stați într-o relație karmică, frumos ar fi să vă urmați și voi destinul, flacăra geamănă. Care ar fi acel destin rămâne de descoperit în alte etalări. Dar acesta este un scurt mesaj pentru unii. Însă, apariția copilului întotdeauna este surprinzătoare, șocantă pentru ambii părinți, nu doar pentru mamă și pentru tată. Și evident că ne aduce pe toți la transformare. Este 8 casa scorpionului, da? Foarte grea această etalare, o să o închid, foarte grea, foarte încărcată, închid, vă rog din tot sufletul transmiteți ce și cum rezonează cu viața voastră, pentru că nu pot mai mult. Dacă ați ști ce simt la această etalare, m-ați înțelege și m-ați ajuta și da, și mi-ați transmite ce și cum rezonează cu viața voastră, ca să știu și eu pe viitor cum dacă vreți să mai fac. Dacă vreți să mai fac. Numărul 3. Numărul 3. Ați știut, n-ați știut? Povestea se leagă în mod special de mamă. Am zis, copii, părinți în separare. Ați ales eremitul, numărul 9, poate aveți marcaj în ce? În taur sau în berbec sau în fecioară. Pentru unii, nu obligatoriu. Ați ales eremitul care este o energie singuratică. Mama, foarte posibil, pentru unii să fie un personaj care s-a însingurat în această separare de copil. Și este normal. Este absolut normal. Energia dintre voi este Venus, dragoste. Dragoste, în această însingurare, separare, pentru că de fapt eremitul este separare, pentru că imaginea clasică a eremitului este un călugăr care are un felinar și își urmează cărarea prin întuneric. Și asta înseamnă lecție spirituală care atrage creștere spirituală. Aici deja călugărul sau călugărița a găsit deja lumina și abundența. Probabil că interesant. Unii sunteți, sau unele dintre voi, v-ați găsit deja lumina într-o formă sau alta, ați înțeles lecția voastră spirituală și atrageți acum abundență cu această carte. Eu așa simt abundență. Aveți multe de povestit cu storyteller. Aveți multe de povestit, eventual, copilului. Am mai multe variante la această etalare. Am zis că v-ați găsit lumina și dragostea. Amândouă arată această inimă ca, ia uite și lumina, da? Inima plină de lumină. Mama își dorește să transmită copilului că îl iubește, că îi transmite de la distanță lumină și dragoste și protecție, chiar dacă a trecut prin multe. Pe de o parte am zis că a venit dragoste, a venit Venus. Venus reprezintă dragoste și plăceri și abundență și bani înseamnă Venus. Am vorbit de abundență manifestată în multe feluri. Aveți aici 9 și 10 de cupe, valetul de spade și cavalerul de spade și valetul de bâte. Pe de o parte, mama vrea să transmită că este foarte fericită, că și-a găsit împlinirea, lumina, această lecție spirituală învățată și speră că vă veți întâlni, că veți fi o familie fericită. Speră că acest mesaj va ajunge cât mai iute la cei care o așteaptă. La cei care o așteaptă. Este interesant că a venit cartea aceasta invers. Am lăsat-o ca să știu, să vorbesc și în poziție normală și cum a venit ea. A venit fi autentic. Fi autentic, a venit invers, repet. Și aici este lecția unora dintre voi. Unele dintre voi nu ați fost autentice până în acest moment, până să vă descoperiți voi lumina interioară, lumina nouă de cupe, care se poate manifesta în relație cu toți ceilalți, nu doar în familie. Nu ați fost autentici cu voi și a trebuit să îndurați foarte multe în dragoste, iar dragoste, am zis, leitmotivul este Venus. Interesant, da? Tot dragoste. Și vă trimit iar la Corinteni, 1 Corinteni cu 13. Dragostea este îndelung răbdătoare, da? Răbdătoare. Căutați. Nu știu dacă pot să pun sub video pentru că încă lucrez doar pe mobil. Dragostea nu renunță și nu-și pierde credința. Credința, eremitul, da? Speranța. Aveți aici 9 de cupe, înseamnă speranță și 10 de cupe. E un soi de speranță, e soarele, da? Este credința. Speranța e una, credința e alta. Dragostea este plină de speranță și stă în picioare în fața fiecărei situații. Ați îndurat foarte multe în viață, în dragoste, în această relație, în această separare. Ați îndurat multe din dragoste și eventual nu ați fost autentici în multe situații prin care ați trecut. Acum știți cum e, că mulți părinți care sunt plecați la muncă și nu fac o muncă cea mai plăcută. Mulți au grijă de bătrâni, de cine știe ce alte, da? Cine știe ce alte activități aveți. Asta vă îndepărtează de destinul vostru, de ceea ce vă reprezintă pe voi. Deci nu ați fost autentici, tocmai din dragoste pentru familie și pentru, da? Dar acum este ideea că ați îndurat, ați învățat cu acest eremit, acum aveți 9 și 10, sperați că va fi totul bine. Apar niște vești neplăcute, probabil asta țin și de COVID și de multe situații dacă sunteți separați. Poate unii dintre voi... Interesant, pentru că apare valetul de bâte care reprezintă copilul. Cu spatele la acest 10 de cupe, familia fericită, posibil că aflați niște vești despre copilul vostru, niște vești care poate nu vă plac. Valetul de spade nu e tocmai cel care aduce veștile bune, da? Veștile bune